Bine ați venit la O Viață Sănătoasă! Sunt Tiberiu și în această zi aș vrea să vorbesc despre ce am putea să facem să ne întărim sistemul imunitar. Dacă te răcești des, dacă bolile se prind repede de tine, dacă la fiecare schimbare de sezon te îmbolnăvești imediat, acest video s-ar putea să te ajute. De aceea, haideți împreună să vedem 6 lucruri care pot să ne întărească sistemul imunitar. Dar înainte să enumerăm aceste lucruri, aș vrea să vă spun că sistemul imunitar, pentru cei care probabil nu știu, este mecanismul de apărare a corpului împotriva virusilor și a bacteriilor. Corpul nostru are un sistem de apărare și specialiștii îl numesc sistemul imunitar. 6 lucruri care pot să ne întărească imunitatea. În primul rând, prebioticele și probioticele. Mulți spun că 80% din sistemul imunitar se află în intestine. Și ca să avem un sistem imunitar bun, trebuie să dezvoltăm flora intestinală. Iar aceasta se dezvoltă prin prebiotice și probiotice. Sunt anumite alimente care ajută în sensul acesta. Varza murată, castraveții murați, bulonelele murate, murăturile în general, ceapa, usturoiul, chefirul natural, iaurtul natural, brânza de capră și sunt multe alte alimente pe care le putem găsi dacă vrem să aprofundăm lucrul acesta. Al doilea lucru pentru a întări sistemul imunitar este vitaminizarea. Cineva spunea că după 40 de ani toți oamenii au nevoie de vitamine pentru ca să funcționeze cât mai sănătos. O vitaminizare slabă a corpului ne poate predispune la un sistem imunitar slab. Și ca să avem o vitaminizare bună, este bine să ne facem analizele înainte ca să vedem care vitamine sunt scăzute în corp și ca noi să le completăm. De obicei am văzut că avem nevoie de vitamina D, de calciu și magneziu. Avem nevoie de vitamina C, avem nevoie de B1, apoi pentru că femeile trec prin perioada lunară au nevoie mai multă ca și bărbații de fier, pentru că anemia apare. Sunt multe vitamine care, dacă scad în corpul nostru și sunt scăzute, sistemul imunitar este slăbit și în fața bolilor suntem mai predispuși. Un al treilea lucru pe care îl recomand pentru ca să ne întărim sistemul imunitar este dușurile cu apă rece. Jim Hof este un olandez care a rupt, pare mi se, 17 recorduri mondiale prin faptul că a înotat sub gheață. A urcat niște munți cu zăpadă, în pantaloni scurți. Și el a demonstrat lumii științifice că de ani de zile, de zeci de ani de zile, nu se mai îmbolnăvește. El recomandă dușul cu apă rece pentru a-ți întări sistemul imunitar. Acum, tot mai mulți oameni spun că dușul cu apă rece este foarte sănătos, întinerește, stabilește circulația, îmbunătățește circulația, întărește sistemul imunitar și poate că a face duș cu apă rece pentru cineva este prea dintr-o dată, este o schimbare prea mare, de aceea mulți recomandă trecerea de la dușul cu apă fierbinte la apă rece. Încep cu apă fierbinte și tot treptat scas și apoi ajungi la apă rece și stai măcar un minut acolo sub apă ca să declanșeze în corpul tău acele lucruri care întăresc sistemul imunitar. Al patrulea lucru, pe lângă cele pe care le-am menționat deja, sunt respirațiile. Nu mai este un secret că toate celulele din corpul nostru au nevoie de oxigen. Și respirațiile în aer liber, în aer curat, în mod regulat, adânci, ne întăresc sistemul imunitar. Ne ajută. În grădină, în parc, îți faci timp și stai 5 minute în care să respiri.
Acum am văzut că respirațiile nu doar la sistemul imunitar sunt folosite, și în tehnicile de meditație, și în tehnicile de relaxare, și pentru cei care au probleme cu panicile, cu nervii, respirațiile sunt foarte sănătoase. Iar corpul nostru este mult mai oxigenat atunci când ne concentrăm spre a respira adânc și în aer curat câteva minute în fiecare zi. Un al cincilea lucru pe care îl recomand pentru a ne întări sistemul imunitar și a nu ne îmbolnăvi așa de des este somnul. Atunci când noi dormim, corpul se repară, corpul se întărește, corpul se pregătește pentru a deveni puternic. Mulți spun că minim 8 ore ar trebui să dormim, între 7 și 9 ore, dar cel mai indicat ar fi minim 8 ore. Mai mult decât atât, ca un somn să fie de calitate, sunt câteva lucruri importante. În primul rând, să fie întuneric total în cameră. Apoi să nu stăm pe tehnologie cu o oră, două înainte de culcare. Apoi să ne culcăm cât mai devreme, pentru că între noi și natură există o legătură. Și cu cât se întunecă mai repede și tu mergi mai devreme la somn, cu atâta somnul de dinainte de 12 se calculează dublu, pentru că este mult mai eficient. Și un ultim lucru pe care vreau să-l amintesc aici pentru a ne întări sistemul imunitar și a nu ne îmbolnăvi așa de des și a fi mai puternici în fața virusilor este sportul. Poate majoritatea ați auzit de Dr. Oz. El are niște emisiuni de sănătate, este un faimos doctor american care este pasionat de sănătate și are show-ul acesta, TV show-ul acesta despre sănătate. A fost invitat la un moment dat la o altă televiziune să vorbească despre 5 aspecte care fac o viață să fie sănătoasă. El îndusă, arată foarte bine omul și am mers acolo la emisiune, am urmărit întreaga emisiune, a vorbit despre toate și la urmă mediatorul i-a pus întrebarea aceasta. Dacă ar fi să reduce stocul la un singur lucru care e cel mai important pentru o viață sănătoasă, care l-ați recomanda? Iar Dr. Oz a zis, fără nicio îndoială, cel mai sănătos lucru și unicul lucru pe care l-aș recomanda este sportul. Corpul nostru are nevoie de sport ca să devină puternic, ca să aibă o imunitate bună, ca să se întărească și să lupte bine cu toate bolile. Sportul întărește și oasele, întărește și mușchii, îți dă o altă dinamică, reglează hormonii și are proprietăți de sănătate extraordinare. Sportul întărește sistemul imunitar. Acestea ar fi câteva aspecte pe care eu le-am găsit că ne pot ajuta în a ne întări sistemul imunitar. Văd în jurul meu oameni care se îmbolnăvesc des, la schimbare de sezon, când sunt viruși, copiii aduc virusii de la școală și se îmbolnăvesc și părinții. Nu-i bine. Toate acestea sunt un semn că sistemul imunitar este slăbit. De aceea, trebuie să vedem prebioticele și probioticele. Trebuie să ne facem analizele, să vedem cum stăm cu vitaminele din corp. N-ar fi rău să începem și noi să facem dușuri cu apă rece, să folosim tehnicile de respirație, să avem un somn mai de calitate și să facem mai mult sport. Sunt Tiberiu Pop și vă doresc o viață cât mai sănătoasă.